Bine v-am găsit, dragii mei, la această oră. Pășim pe un teren al experiențelor cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi a avut momente extraordinare în care ne-a dat seama că ceva se întâmplă și nu putem explica. Ei bine, pe un astfel de teren am invitat-o pe Daniela Stoica, o prietenă foarte dragă, care a experimentat puterea și întâlnirea cu Dumnezeu într-un mod extraordinar. Bine ai venit, Daniela! Bine te-am găsit, Cristina, dragă! Atât de mult ai de povestit, încât, sincer să fiu, nici nu știu de unde să o apucăm. De la nașterea ta miraculoasă, neanunțată, de la experiența în care ai descoperit în mod extraordinar cum lucrează Dumnezeu în ce privește sănătatea copilului tău sau a ta personală. Hai să începem cu nașterea ta. În 1972, tatăl meu a avut un vis. La vremea aceea avea 65 de ani, iar mama 50. Aveau 14 copii acasă și a visat într-o noapte că Domnul Iisus venea așa de pe un deal verde și cobora la el și el urca. Și și-a dat seama că e o prezență divină și a zis: Doamne, Tu ești. Da, i-a arătat mâinile găurite și a spus: Eu sunt Iisus. Am venit să te anunț că soția ta va naște o fică din pântecele mamei ei. Ea e sădită în palmele mele și am un mare plan cu ea și aș vrea să-i pui numele Daniela. Părinții tăi erau credincioși? Părinții mei erau credincioși ortodoxi, dar practicanți, îl iubeau pe Dumnezeu, făceau în lumina pe care le-o dăduse Dumnezeu, făceau voia lui Dumnezeu și îl iubeau. La 65 de ani, tată, mama ta, cât ai spus, 50 de ani, deja cred că intrase la menopauză. Avea menopauză de 7 ani și era deja... Ultimul copil pe care l-aveau avea 12 ani. Vă dați seama că până acolo... Ea a avut 6 copii cu tata, ceilalți proveneau dintr-o altă căsătorie a tatălui cu sora mamei mele, care și-a pus viața la dispoziția acelor copii să-i crească, ca nu cumva să-i crească o mamă vitregă. Adică murise. Adică, da, murise sora ei și au rămas cei 8 copii. Și ultimul făcut de mama mea avea 12 ani, deci nu mai... putea, nu mai avea copii, n-a avut copii 12 ani, nu mai avea ciclu de 7 ani și tata are un vis. Și s-a trezit dimineața, abia așteptat să povestească cu mama și a zis, cum eram noi de la Târgu Mureș, de la Iernut, zice, tu muiere, du-te și te caută și vezi ce-o fi, că asta nu-i doar vis, asta e o vedenie de noapte, zice, trebuie să fie ceva în visul ăsta. Și așa au ajuns la medic. Când au consultat-o pe mama, i-au spus că este gravidă de 4 luni cu mine, i-au făcut analize medicale și la analize medicale, leucemie, cancer în sânge, fază avansată. În timp ce era însărcinată în luna 4? În timp ce era însărcinată în luna 4. Tu erai înăuntru. Eu eram acolo, sădită în palmele lui Hristos și el avea un plan cu mine. Ce s-a întâmplat? Te-a născut? Da. Cu bine, I s-a propus să facă avort și n-au știut ce să facă cu visul. Și atunci au hotărât să lase lucrurile să meargă în planul lui Dumnezeu și mă bucur pentru asta, că m-a născut, am avut 4,9 kg, am fost arătată la alte femei din alte saloane, bucuroși fiind și medicii, cum a putut o femeie cu cancer să nască așa un copil. Frumos, ziceau ei că era. Să înțeleg că tu ai crescut cu această poveste. Da. Povestea unei nașteri miraculoase. Te-a urmărit? Mult. A contat? A contat mult pentru mine. A fost una din puterile vieții mele. Că Dumnezeu, chit că nu-L cunoșteam așa îndeaproape cum îl cunosc acum, avea un plan cu mine. Și cumva îmi doream să intru în planul Lui. Vroiam. Mama ta fusese diagnosticată cu leucemie într-o fază terminală. Sarcina a ajutat-o, a reușit să depășească punctul acesta, s-a agravat starea ei? S-a agravat în sensul în care am avut un an, s-a agravat foarte mult. Eu am avut ceva aici la față și pe fondul acesta s-au gândit ei să mă interneze cumva în spital, să mă lase acolo până când reușesc să vadă ce-i cu mama și un an de zile m-au lăsat în spital, abandonată acolo.
practic nu mă vroia nimeni acasă, frații mei fiind atât de mari, cele care erau micuțe. Cât era cea mai mare? 40 de ani avea prima mea soră de la mătușa, cum ar veni, da, dar tatăl nostru era același, da, 40 de ani. Și Dumnezeu așa a rânduit ca ea să nu aibă copii. Se întorsese la Dumnezeu să practice și ea credința. Și Dumnezeu îi promisese, am să-ți dau copii, dar ea o luase deja pe cea care avea 12 ani și o creștea deja în Timișoara cu soțul ei. Ei, când am apărut și eu pe lume, nu a vrut doi copii, a vrut unul pe care deja l-a scos și avea 12 ani. Dar mama cu limbă de moarte i-a lăsat ei pe patul de moarte și a spus, nu pot muri până nu îmi promiți că Daniela va fi copilul tău și tu ai să o crești cum ai crescut-o pe Rodica. Așa o cheamă pe sora mea. Ce vârstă aveai când a murit mama ta? Doi ani. Am avut 2 ani. Ai vreo amintire cu ea sau? Nu. Poze. Și multe povești minunate, adevărate, pe care frații mei, surorile mele și oamenii din jur, din satul natal, când mai merg pe acolo, se uită la mine ca... se uită frumos la mine și se bucură de mine că eu am putut să ajung până aici. Povestea ta e cunoscută context. În zona aceea? Da. Povestea copilului a apărut miraculos? Da. Bătrânii știu. Da, un cuplu atât de bătrân care nu mai avea copii și dintr-o dată miraculos are un copil și surprinzător, mama moare. Gândiți-vă că eu am tată ca idee, adică el a plecat la Domnul când am avut 12 ani. Dumnezeu mi l-a luat și pe el. 76 de ani avea. Dar el s-a născut în 1909. Deci eu am tată născut în 1909. Mama nu mai știu acum să calculez. Incredibile detaliile acestea. Da. Ele nu sunt întâmplătoare, fac parte dintr-un plan. Și întâlnirea noastră e sub un anumit generic. Momente de gradul zero în care ne dăm seama că Dumnezeu intervine într-un mod special, că nu sunt amănunte care apar întâmplător, se cuplează cumva niște împrejurări haotice, ci e un plan extrem de bine pus la punct și detalii care succed unul după celălalt ca să conducă spre ce? Spre împlinirea unui plan divin. Bun? Bun. În cazul acesta, o mamă care moare lăsând un copil de 2 ani pare o tragedie, o traumă. Pentru tine a fost o traumă? N-am simțit. Dumnezeu mi-a ocrotit inima de greumântul acesta, de a mă considera orfană. Eu m-am trezit în familia surorii mele cu cumnatul, cum ar veni, și la 5 ani, crescută fiind în biserică, pentru că ea era creștină evanghelică și atunci de la 2 ani m-a tot dus de mânuță la biserică și am crescut acolo, mie îmi plăcea atmosfera din casă, mie îmi plăcea că trăiam în felul acesta și la 5 ani au hotărât că eu sunt destul de pregătită să pot să primesc așa o veste și știu că m-a chemat undeva așa, noi două doar, știu că a luat două oluțe oale să adunăm lacrimile pentru mama. Ea a iubit-o foarte mult, pentru că ea a avut 8 ani când mama ei a murit și a luat-o mătușa și a iubit-o foarte mult pe mama mea, mult, mult de tot. Și s-au lipit de ea toți frații și a zis, așa o mamă bună ai avut, noi nu suntem părinții tăi, eu sunt sora ta, el este cumnatul, pe mine mă cheamă Maria, pe el îl cheamă Vasile. Dacă vrei, poți să ne spui în continuare, mamă și tată, dar dacă nu, cum vrei tu, Daniela? Și eu am zis, eu să n-am mămică, eu să n-am tătic, voi sunteți părinții mei, voi rămâneți părinții mei. Și m-am bucurat atunci. Eu n-am prea putut să plâng, cred că câteva lacrimi am încercat și eu să adun în oala respectivă, dar a fost drăguț. Erai mulțumită de contextul în care creșteai? Da, eram fericită, ei mă iubeau, erau oameni simpli, foarte simpli. Simple au fost până am fost mare. Eu nu am avut întotdeauna rochițele pe care le-au avut alte fete care aveau părinții mai... cu situație materială mai bună sau fontițele respective pe vremea noastră, că suntem de aceeași vârstă, știi că la școală se puneau fonte, se puneau tot felul de lucruri drăguțe în păr. Eu nu aveam așa ceva, dar ei mă iubeau. Soțul surorii mele, tatăl meu care m-a crescut, îmi aducea mâncare la pat. El era șofer pe trolebuz, a fost gardian la penitenciar și a trebuit să execute un om, să-l împuște. Așa a fost atunci conjunctura. Pe vremea aceea se practica pedeapsa cu moartea. Și a refuzat.
Și după ce a refuzat, și-a dat și demisia. Și a ajuns șofer pe trolebuz. Și eu m-am trezit atunci în familia lor când el practica această meserie, da? Dar vă spun, îmi aducea mâncare la pat pe tavă. Dimineața, la ora 6, cum mergeam la școală, 7, mă trezea cu o cacao cu lapte, cafea, cacao cu zahăr și venea și zicea, a venit lăptăreasa, Danieluța, a venit lăptăreasa, ți-a adus mâncare. Eu așa am crescut. Ocrotită. Da. Într-un da. Fel, promisiunea că ești pe palmele lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu era în ei. Acesta. Dumnezeu era în ei. Pare o poveste frumoasă, liniară și te-ai căsătorit și ai trăit până la adânci bătrânețe frumos. Așa este, liniară povestea ta sau au mai fost pe aici, pe acolo? Au fost foarte multe. Foarte multe coborâri în vale și foarte multe urcări. Cineva îmi spunea că ai fost miss în perioada adolescenței, ai ajuns o adolescentă frumoasă, deșteaptă, da, da. La un liceu bun. Dumnezeu mi-a dat un chip care a plăcut. Ia să vedem ce s-a întâmplat în această perioadă a ta. Da, încă de la liceu, uitându-mă eu în oglindă, am văzut că am un chip atrăgător, așa. Oamenii îmi spuneau, tot timpul auzeam că sunt drăguță. Și credeai, da, bineînțeles. Adică nu ziceam că nu e adevărat. Sau eram, cum să spun, conștientă. Și mă duceam la concursuri de miss, participam la taberele școlare și tot timpul luam locul întâi. Erai credincioasă? Sau cum să Am mers la biserică și evangelizam lumea la 5 ani. Așa. Eu la 5 ani vorbeam despre Dumnezeu pe stradă, oamenilor, vecinilor mei. Într-un context din comunist, trebuie Unirii. Să spunem. Da, da, din Piața Așa. Unirii, unde sunt geamuri jos la casele respective de pe Ungureanu, că acolo au locuisem. Și erau femei care stăteau la geam sau știu eu pe cine întâlneam și eu le vorbeam de Dumnezeu. Ce auzeam la biserică? La 5 ani. La 5 ani eu deja evangelizam, da. Și... La 16 ani, când am văzut eu mirajul lumii, așa, am plecat din biserică. Dar eu mi-am luat rămas bun de la tatăl meu din cer. Nu am plecat Cum așa? Mi-am luat rămas bun. M-am dus în cameră și am zis, tată, eu plec acum. Vreau să mă duc în lume, să văd cum e. Eram așa de ocrotită când mergeam la biserică. Nu mi se întâmplaseră lucruri. Am intrat la liceu sanitar, o fată modestă, învățam, Dumnezeu mi-a dat capacitate. Alte colegi de ale mele n-au intrat. Atunci se făcea careu și spuneau despre tine că ai intrat cu tare și cu tare și era o fală. Pe vremea aceea eram pionieri, nu? Și așa. Și am zis, plec, vreau să mă duc să văd cum e. Și uite, îți promit, i-am spus că să știi că mă întorc din nou la picioarele tale, să vezi, am să vin din nou. Dar uite, am o rugăminte, aș vrea tare mult să vin împreună cu soțul meu. Cumva tu să faci ca cel pe care tu l-ai pregătit, pe care tu l-ai creat pentru mine, pe care tu l-ai născut pentru mine, să faci cumva să ne întâlnim undeva, într-un context, să-l convingi că tu existi și să ne botezăm împreună. Interesant, Daniela, tu credeai că Dumnezeu există, uh-huh. pentru că ți l-ai rămas bun de la o persoană reală, nu una imaginară, fusese și ocrotită de Dumnezeu, dar îți doreai această mică escapadă departe de prezența Lui. Da, da. Mama s-a dus la rugăciune, pentru că eu am crescut în cercuri de rugăciune, eu am văzut oameni levitând, eu am văzut oameni care s-au ridicat de la pământ în rugăciune, eu știu ce am văzut de copil. Nopți de veghe în care ne rugam, fugeam prin cimitire de securiști, odată se dădea alarma și atunci mama mă lua repede de mână și prin grădini, prin cimitirul de la gara de est, noi fugeam că locuiam în modern după aceea când am mai crescut. Chiar dacă am cunoscut lucrurile astea, da? Mama s-a dus la rugăciune și a plâns și a zis, Doamne, fata mea, n-o lăsa tată să se depărteze de tine. Și Dumnezeu i-a vorbit în mod profetic, cum El face și în zilele noastre, și a zis așa, fică, pentru copilul pentru care tu plângi atâta, eu, Dumnezeu, îți spun că eu o las în lume, aș putea să o opresc, dar eu o las să vadă cum e. Pentru ea e mai bine să vadă cum e, dar îți promit că nu peste multă vreme o voi întoarce din nou la picioarele mele. Ai să vezi și ai să te bucuri mult. Tu doar roagă-te. Hai să vedem ce înseamnă pentru tine această mică escapadă. Câți ani a fost escapada? 15 ani. 15 ani la Dumnezeu nu înseamnă mult. Pe tine ce te-a costat? Hai să vedem. A fost pe mine frumos, a fost roz, a fost frumos. Deja au început. Te-ai distrat bine. Deja au început problemele, necazurile care aduc amărăciune,
tristețe, durere. Descrie-ne puțin. Aș vrea să-mi punctez câteva lucruri care să-mi descrie puțin acești 15 ani de înstrăinare deja de Dumnezeu. Aproape la scurt timp, cum frecventam discotecă, se numea pe vremea noastră, nu club, discotecă, eu mergeam singură, eu nu mergeam cu băieți, adică ideea nu era ca eu să merg cu băieți. 16 ani aveai? Da, 16-17, da? Încolo. Și nu era ideea de a merge cu băieți, de a face lucruri din astea, nici nu am făcut până după majorat, nu am vrut eu să am relații cu băieți. Dar îmi plăcea să merg la discotecă, să dansez, să se uite cineva la mine, nu? Fetele tinere înțeleg că la un moment dat ele simt nevoia. Așa, la adolescență, atunci încep să vezi dacă se uite cineva, dacă ești plăcută, să te identifici, să vezi identitatea ta. Da. Cât de des mergeai? Mergeam sâmbăta, odată în săptămână. În săptămână sau poate la două săptămâni. Și într-o seară m-a văzut cineva, un om mai mare decât mine, el avea 30 și ceva de ani, și m-a răpit. M-a dus într-un apartament și a vrut să mă violeze. Doar Dumnezeu a făcut că nu a putut. Nu a putut, fizic. Și m-a bătut, m-a ținut acolo toată noaptea și spre dimineață, după ce tot chinul acela a fost îndurat, adormind el, am reușit să fug pe ușă și am scăpat de acolo. A fost o experiență grea atunci. Am vrut să mă sinucid atunci, în momentul imediat următor, dar o mână puternică m-a oprit și mi-a dat putere să trec mai departe. Și părinții mei au spus, noi suntem oameni simpli, nu ne putem pune. Și a trecut. Nu te-ai gândit atunci să te întorci la Dumnezeu? Nu. Nu te-a pus această experiență? Eu mă rugam așa, dar făceam și celelalte. Și nu merge. Nu merge să combinăm lucrurile. Poți să te rogi, dacă nu asculți, nu iese. Nu intri în planul lui Dumnezeu bun și sfânt și curat pentru tine. Ei, au trecut lucrurile astea. M-am vindecat. Relativ ușor. N-ai rămas cu teamă, cu traumă? Nu, nici măcar vise urâte. Nu mi-aminte să fi avut. Nu. Așa mă gândeam că mă urmărește cineva, știu, dar nu. Am mers în continuare. După aceea am terminat liceul și la 19 ani s-a făcut primul Miss televizat și în Timișoara și am fost invitată să particip și am câștigat locul întâi. Ei, acolo la televizor m-au văzut mulți oameni. Îți doreai popularitate, vizibilitate? Nu neapărat. Țin minte că după ce s-a dat la televizor, eu mergeam cu trolebuz, eu mergeam cu tramvai, eram o fată simplă. Aveam un prieten, mă împrietenisem cu un băiat după 18 ani, am avut relație cu el, am stat împreună 7 ani. El a spus că nu se însoară niciodată, dar până când eu mă voi căsători, noi vom locui împreună. Și când eu o să mă căsătoresc, atunci pot să plec. Asta a fost convenția. Ciudat. Dar știam că nu e el. Dintotdeauna am știut că nu e băiatul acesta. Mă uitam altă dată la el și tot ziceam, Doamne, nu e el, nu, eu știu că nu e el. Dar cine este? Aș fi vrut cumva să mă căsătoresc cu el, dar el nu se însura. Și bine a făcut, că nu el era în plan. Însă eu atunci, la rugăciunea aceea, l-am descris pe iubitul meu pe care aș vrea să-l am. L-am descris atunci la 16 ani. Și am zis că aș vrea un bărbat puțin mai înalt decât mine, să fie mai masiv, să poată să-și dea părul peste cap, să fie tuns așa periuță cu gel. Și vreau să vă spun că... Gânduri de copil oarecum. Da, și detalii așa drăguțe de tânără. Eu l-am împărtășit cu tăticul meu din cer, da, nu știam eu cum o să lucreze el. Ne întoarcem la momentul în care ai fost aleasă Miss într-un concurs televizat și deja ai dobândit, hai să nu-i zicem notorietate, dar oarecum o doză de celebritate. Da, dar vă spun, mergeam cu trolebuzul, cu tramvaiul și oamenii mă vedeau și cumva nu mă bucura neapărat așa, adică nu eram mândră. Credeți-mă, n-aveam cu ce să mă mândresc. Am luat un Miss și gata, adică nu era nimic de mândrit. Eu eram aceeași fată simplă, aceiași bani în buzunar, deci nu. Dar m-au văzut niște băieți, cum se chemau atunci, erau bande. De băieți și erau cotați ca băieți răi în oraș. Și eu mergeam la catedrală într-o seară de noiembrie la ora 7:30, 8, e întuneric deja, de la 5:30, 6 deja e întuneric. Fostul meu prieten era plecat, prietenul respectiv era plecat în Germania și m-am dus la catedrală să plâng, să fiu la biserică. Am simțit nevoia să plâng, îmbrăcată bine, gros, nu atrăgea nimic, nu era nimic atrăgător. Am intrat în catedrală și imediat, la
puțin timp, eu plângeam acolo mult, îmi curgeau lacrimi, imediat la puțin timp au apărut cei doi băieți, cu spray-uri și au zis, da, uite, tu plângi atâta aici, dacă noi îți dăm cu spray caz jos, oricum noi te luăm că spunem că te cunoaștem, deci vină cu noi. M-am speriat, da, n-am vrut să plec oricum cu ei, cu spray-urile amețită și pe jos, căzută. Și am plecat cu ei. Și am ajuns pe un câmp, am vrut să sar inițial din mașină, m-au bătut, m-au băgat înapoi cu forță, am ajuns pe un câmp, acolo s-a petrecut violul respectiv cu cei doi băieți. M-au bătut mult, așa, în sensul în care la un moment dat nici nu mai avea sens să mă bat, adică nu mai avea sens să mă mai împotrivesc, nu mai avea sens nimic, mi-am dat seama că nu mai pot să fac nimic. Și m-au dus în oraș, au mai vrut ei încă mai multe alte orgii să facă și Dumnezeu nu a îngăduit decât atâta. Și într-un moment al lor de neatenție, când eram într-o mașină cu ei, au plecat amândoi și m-au lăsat cu taximetristul, că își lăsaseră mașina lor, era foarte plină de noroi, de unde intrase și circulam cu taxi la un moment dat. M-au lăsat cu taximetristul și am deschis ușa și am fugit. Și așa am reușit să scap de ei, că n-aș fi scăpat. Și de acolo, aici a fost mai greu, puțin, că în sensul în care știam că sunt singură, știam că voi lupta singură, că nimeni nu va putea să fie alături de mine și am reușit, într-adevăr, ca cei doi băieți să fie conform legii, să fie condamnați. Deci a urmat un proces, ai mers la poliție, ai declarat întreg procesul. Da, am declarat, am scris acolo tot, da, o declarație. Daniela, mi-ai spus, Dumnezeu nu a îngăduit mai mult. Da. E, unde era Dumnezeu în toată povestea asta? El era tot acolo. El era acolo pe tron. Și eu i-am spus că vreau să merg să văd cum e în lume. El, în dragostea lui, a hotărât să-mi arate atâta. El putea să-mi arate mult mai mult. Dar de dragul meu, mi-a arătat doar atât. Îi mulțumesc pentru tot ce a lucrat în viața mea. Că nu a îngăduit mai mult. Îi mulțumesc. Putea să fie mult mai mult și mai rău. Am fost curioasă cum e lumea. Acum nu mai sunt. După asemenea experiență, te cred și eu că nu... Da. Nu ai ce curiozități să împărtășești. Acei băieți au ajuns în închisoare, iar tu ai rămas cu traume, sechele. Ce ai făcut după această experiență? Atunci am visat urât mulți ani, mulți ani. Am visat urât, am vorbit cu o prietenă de-a mea, colegă de clasă, tot îmi spunea să fugi, să nu mergi, să iei pastile, să încearcă singură, să ai resurse singură, să poți să ieși. Și mă rugam la Dumnezeu, tot timpul m-am rugat la Dumnezeu, dar v-am spus, împleteam lucrurile și, na, asta. A, deci faptul că tu te rugai, dar trăiai în păcat, nu puteau să se suprapună cele două trăiri. Erau... Nu, adică era un gen de ocrotire, dar nu în totalitate. Sau, cel puțin, nu aveam, ce spunem noi astăzi, încercări, aveam necazuri. Pentru că necazul aducea amărăciunea, tristețea, chinul acela sufletesc. Da? Încercarea aduce altceva, o să vorbim mai târziu despre ea. Erai nefericită? Da, eram nefericită. Nu eram fericită deloc. Poate așa momente. Că cei care ne privesc, poate că nu-L cunosc pe Dumnezeu așa de aproape și au momente de fericire. Sunt clipe. Uh-huh. Însă de când îl întâlnești față în față și îl accepți în viața ta, este o fericire continuă. Hai să ajungem la acel moment. Adună-ne în momentul în care L-ai cunoscut. M-am căsătorit în lume așa cum mi-am dorit. Da? Dumnezeu mi-a împlinit rugăciunea aceea de la 16 ani și m-am căsătorit în lume la 26 de ani. Alt băiat decât cel cu care... Evident. M-am despărțit de fostul meu prieten. A durat așa aproximativ un an de zile în care am fost singură, tristă, ce o să fac, pe cine o să întâlnesc, cine o să fie, cum o să fie. Eram obișnuită deja cu fostul prieten, indiferent că nu aveam o căsătorie, dar l-am întâlnit pe soțul meu. El pusese ochii pe mine la discotecă. Din nou la discotecă. Și a dorit să stea de vorbă cu mine după ce vreo două seri m-a tot văzut, două săptămâni. Și a îndrăznit într-o seară, m-a chemat, efectiv am stat la o masă undeva, la un separe, unde se poate sta la masă, și știu că am stat așa la masă și am ținut mâna pe masă și mi-a făcut odată așa, cu degetul, pe mână. Și în momentul acela, după ce doar făcusem cunoștință, eu sunt Daniela, tu ești Ovidiu, în momentul acela i-am spus... Tu vei fi soțul meu.
noi doi ne vom căsători. Vă dați seama ce șoc. El nu avea niciun gând de așa ceva, el era un aventurier. S-a uitat așa la mine și a zis, da, ești frumoasă, zice, dar eu sunt curvar. Mie îmi plac foarte tare femeile. Eu toată viața mea te voi înșela. Deci cu mine nu o să poți să trăiești, decât eu îți spun lucrurile astea. Dacă crezi că o să vii taca, 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 taca toată ziua să mă toci la cap, mai bine o rupem acum. Și am zis, nu, tu vei fi soțul meu, eu așa mă căsătoresc cu tine. V-am spus, doar ne-am făcut, nici nu știam câți ani are. Deci în condițiile în care el te avertizează, vezi că eu sunt curvar și voi avea alte femei, tu ai acceptat fără niciun fel de condiții. Da, deci pe mine, în momentul acela când mi-a făcut așa, m-a fulgerat din creștetul capului până în degetele de la picioare un fior care nu avea ce să fie altceva decât o încredințare profundă că acum se împlinește rugăciunea mea de la 16 ani. Nu arăta, chiar în condițiile acestea. În condițiile acelea și în condițiile în care el nu arăta cu gel și cu părul scurt, ci avea așa niște cârlionți interesanți și tot brunet și îmbrăcat în negru, nu ieșea ceva, dar știam că el. Iată că Dumnezeu, Dumnezeu ne caută, Dumnezeu ne vorbește chiar în momentul în care noi nu-L ascultăm, noi suntem departe de El, mereu ne caută. În condițiile astea în care un băiat te anunță că vei avea o viață grea, adică te anunță din start că te va înșela. Și dacă nu te anunță, există suspiciunea asta, v-ați cunoscut într-o discotecă și într-un context de genul ăsta, dar mai mult el îți și spune și tu accepti, fără niciun fel de condiții. Mi se pare... Da. Surprinzător. Nu e, da, nici știu ce să spun. Bun, v-ați căsătorit. Nu că ne-am căsătorit. Deci la 2 luni de la prietenie, frumos, 2 luni, un băiat simplu, fără leu în buzunar, mă plimba cu tramvaiul, cu trolebuzul, drăguț, dacă avea, eu purtam tocuri, că eram foarte subțirică, mă lua în spate, mă căra în spate pe stradă, bun așa. După 2 luni a început să mă bată, dar să mă bată cu cruzime. Purtam cerceluși, cercei în urechi. Când îmi dădea palme pe stradă, îmi zburau cerceii, mi căutam de pe jos. De ce ai acceptat asta? Să știi că ne-au sunat unele femei care au auzit această poveste a ta și ne-au spus, este asta o încurajare ca bărbații să se comportă în felul acesta cu femeile sau femeile să îndure genul acesta de umilință? Aș vrea să știu părerea ta. Eu nu încurajez și nu descurajez. Eu vă spun viața mea. Uh-huh. Aceștia au fost pașii în viața mea. Eu așa am ajuns până aici. Am înțeles. Am auzit și emisiuni și la televizor că tu să stai în relația respectivă atâta timp cât poți învăța ceva din ea. Păi cum să-l folosesc eu pe bărbatul meu până când am eu ceva de învățat și când mi se pare mie că nu mai am ceva de învățat, să plec și să-l părăsesc? Nu mi se pare normal. Să știi că nu mai avem foarte mult timp împreună și va trebui să tragem câteva concluzii înainte de a ne despărți de cei care au urmărit această poveste și mai ales cred că trebuie să le facem o promisiune că vom continua această poveste. Ea nu se încheie aici, nu în punctul acesta. Dar haideți să facem un pic rezumatul. Te-ai născut într-un mod providențial, anunțat de Dumnezeu, care spune: te-am săpat pe palmele mele, dar mama ta moare după 2 ani, nici n-apucă să te îngrijească. Interesant această promisiune în care tu rămâi orfană atât de timpuriu. Și Dumnezeu rămâne bun. Dumnezeu rămâne bun în tot contextul. Dumnezeu categoric rămâne bun, ceea ce e interesant e că tu îl vezi în continuare așa, da, în ciuda traumelor pe care le-ai experimentat. Ai fost crescută de sora ta, ai trecut printr-o perioadă de rebeliune față de Dumnezeu, încă în povestea noastră rămâne în punctul acesta. Ai fost violată, ai fost abuzată și totuși găsești puterea să mergi mai departe, în mod providențial. Te rog să-mi spui cum îl vezi pe Dumnezeu în planul acesta, în scenariul acesta, atât de incredibil, atât de greu de exprimat și de desenat. Eu îl văd așa. În Biblie, și nu pot să nu vorbesc despre ea, pentru că ea o văd adevărată în viața mea. Eu văd că ea ia ființă în viața mea. Spune așa: încă de când erai un plod, fără chip, toate zilele vieții tale au fost scrise în cartea vieții. Eu doar am călcat în ele. Dumnezeu știa că o să fiu rebelă? Dumnezeu avea un plan pentru că am fost rebelă? Dumnezeu știa cât să îngăduie peste mine? Dumnezeu știa când o să-i spun că mă întorc la El? Dumnezeu știa tot. Și încă din pântecele mamei mele, când eram un plod fără chip, El a scris toate zilele vieții mele. Și eu asta trăiesc. Așa îl văd eu pe Dumnezeu. Cu tot ce a scris pentru mine.
Mulțumim foarte mult, Daniela. V-am convins să urmăriți episodul următor. Vă dau întâlnire data viitoare, când vom continua această poveste împreună cu Daniela Stoica, invitata noastră de astăzi. Dar până atunci, rugați-vă oriunde ați fi. Dumnezeu vrea să vă vorbească, să vă aducă acasă. Toate cele bune!